Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit să încheiem săptămâna cu o scurtă retrospectivă a celor mai importante subiecte ale ultimelor zile. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat o atenționare privind polițele de asigurare de viață anexate la contractele de credit, recomandând clienților să fie atenți la toate aspectele incluse în polițe, inclusiv la excluderi sau modalitățile de soluționare a plângerilor. Motivul pentru care ASF-ul a considerat necesar să atenționeze consumatorii privind asigurările de viață anexate contractelor de credit nu îl reprezintă incidența crescută a acestui tip de probleme, ci severitatea consecințelor care pot afecta în mod considerabil familia asigurată. Au explicat oficialii ASF pentru unuasic.ro. Execuția bugetară a Autorității de Supraveghere Financiară la 30 iunie 2015 s-a încheiat cu un excedent de peste 23 de milioane de lei, în creștere cu 213,96% față de rezultatul primului semestru din 2014, se arată într-un comunicat transmis ieri de ASF. Acționarii societății de asigurare Astra, aflată în redresare financiară, au subscris titluri de doar 87.338 de lei în cadrul celei de-a doua etape de majorare a capitalului social, conform datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București. Valoarea reprezintă 0,02% din suma estimată a fi obținută în cadrul acestei etape, se precizează în notificarea publicată de bursă. În primul semestru al acestui an, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat majorări de capital în valoare totală de 713.000 de euro pentru 22 de brokeri de asigurare din piața locală. În primele trei luni ale anului, 9 brokeri de asigurare și-au majorat capitalul social cu o sumă cumulată de 423.000 de euro, iar în trimestrul al doilea, valoarea însumată a majorărilor de capital social operată de 13 brokeri a fost de 290.000 de euro. NN Asigurări de Viață a înregistrat un volum al primelor brute subscrise de 308,6 milioane lei în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu 4% față de perioada similară a anului trecut. În același timp, profitul brut al companiei s-a situat la peste 7 milioane de lei, incluzând cheltuielile excepționale generate de procesul de rebranding. La finalul lunii iulie acestui an erau active la nivel național 1.493.727 asigurări obligatorii de locuințe, în scădere față de luna anterioară, când erau active 1.506.117 polițe, potrivit statisticilor pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. De asemenea, numărul polițelor este mai mic comparativ cu aceeași lună anului trecut. Acestea au fost știrile săptămânii la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă bucurați de un weekend relaxant.